Doamnelor, domnilor, dragi telespectatori, bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Alexandru Rotaru și vă invit să rămâneți în continuare alături de București TV, pentru că urmează o nouă ediție de România la vorbitor. O ediție în care ne vom bucura cu toții de faptul că a ajuns Făt Frumos de peste mări și țări în persoana bugetului național. Iată că suntem aproape de mijlocul lunii februarie și avem un buget în dezbatere publică în Parlament, cel puțin. Am avut depuse toate amendamentele până la ora 12, în foc automat, de altfel, un timp mai puțin decât o relație de dragoste scurtă. Un buget care, cu cifrele pe masă, vine cu promisiuni foarte multe, ca să-l citesc pe președintele Parlamentului, domnul Dragnea. Un buget ce lasă foarte multe semne de întrebare. Mii de amendamente au fost propuse de către opoziție, au fost propuse și respinse în cea mai mare măsură, bineînțeles. Au trecut, în schimb, amendamentele vitaminei D. Avem o țară necesară de vitamina D, avem servicii rămase fără bani, avem un procuror general care plânge în hohote, fiindcă nu-i vor ajunge banii pentru cheltuielile administrative pentru anul 2019. Avem primăriile mari și mici care spun că vor ajunge în insuficiență de plată la sfârșitul anului 2019. Despre buget, despre amendamente, despre cum ne afectează pe toți noi, vorbim în această seară, probabil cu cel mai măsură a ne răspunde la întrebări, și anume, în prima fază, domnul Ionuț Simion, ca deputat PMP. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule deputat, țin la începe prin a vă mulțumi că sunteți alături de noi și dragii noștri telespectatori. Și domnul Mădălin Blidaru, analist politic. Domnule Blidaru, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnilor, mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi și dragii noștri telespectatori. După cum bine știți și de altfel ați muncit la amendamente pentru bugetul național pe 2019, am avut adus în Parlament un buget la care s-a muncit probabil mai mult decât ne-am fi gândit noi, fiindcă încă din luna noiembrie a anului 2018 ar fi trebuit să avem deja un buget pus pe masă cu cifre reale. Domnule deputat, cum vedeți dumneavoastră bugetul și dacă e atât de promițător după cum ne-au spus cei din conducere? Da, cred că când ați spus dumneavoastră că s-a muncit mai mult... Așa au spus deputații PSD, vă rog frumos. Decât trebuia, eu nu prea cred treaba asta. Dacă se muncea la acest buget, trebuia să vină la timp. Trebuia să vină în octombrie, în noiembrie. Bugetul trebuia aprobat înainte să înceapă 2019, să înceapă anul fiscal. Cred că este un buget ireal, un buget care nu se îndreaptă spre dezvoltare, un buget care pe români nu îi prea avantajează. Noi, cei din Partidul Mișcarea Populară, am depus 2500 de amendamente. Eu personal de la BIS am trecut de 300 de amendamente și felul în care le-am depus a fost comunicând cu comunitățile locale, cu primarii, cu cetățenii. Am făcut chiar și un sondaj pe rețelele online să văd care sunt necesitățile, prioritățile, cum văd oamenii, că până la urmă urmei important să, noi ca politicieni, important să facem ce vor cetățenii. Domnule deputat, ați spus că ați avut un cuantum de aproape 300 de amendamente, au trecut din ele? Eu am fost astăzi în Comisia de Agricultură, pentru că sunt membru în Comisia de Agricultură și mi-am susținut două amendamente care nu au trecut. În schimb, au trecut de la PSD două amendamente, au mutat niște fonduri pe programul anti-green din... N-au fost modificări semnificative, dar eu fiind din opoziție, vă dați seama că nu am avut succes. N-am avut succes să trec niciun amendament. Celelalte amendamente cred că le-au susținut colegii mei, pentru că nu putea să fiu în același timp în 5 comisii, 6 comisii unde am depus amendamentele pe fiecare minister. Dar o să le susțin la fel ca anul trecut. Anul trecut mi-am petrecut 3 zile, câte 5-6 ore pe zi, susținând amendamente. Și anul trecut am avut, zic eu, câștig de cauză. La acel moment, ministrul Florian Bodoc a venit și a promis, domnule, pentru Partidul Mișcarea Populară, pentru comunitățile pe care dumneavoastră le reprezentați, o să coordonăm să primiți 100 de ambulanțe. Deja au ajuns la BISA 4 ambulanțe, din cele 100, puțin, zic se eu. Se poate dar... de conlucra pe unele domenii, să înțeleg. Nu neapărat, dar cred că s-au săturat să stea în plenul Parlamentului până la 11 seara, pentru că sunt unii care chiar nu vor să stea mai mult decât trebuie la muncă. Și atunci au, zic, au făcut un compromis. Am, și în primul an de mandat, în 2017, am făcut același lucru, mi-am format amendamentele pentru bistrițeni, am vrut să duc cât mai mulți bani în județ, să mă asigur că proiectele prioritare ale județului sunt susținute de toți parlamentarii și așa o să fac tot timpul. Deci când vine bugetul, eu trebuie să mă asigur că cetățenii primesc ceea ce vor. Domnule Blidaru,
dincolo de opoziție sau putere parlamentară, din ochiul cetățeanului de rând, cum se vede bugetul pe 2019? Sunt convins că ați aruncat un ochi pe cifrele prezentate de către coaliția de guvernare. Un prim criteriu este cel al modului în care a fost formulat bugetul și, și în momentul în care a fost trimis în Parlament. A venit foarte târziu, practic am intrat într-un nou an, a devenit oarecum o tradiție, oarecum nefastă, ca în fiecare an bugetul propus de executiv să ajungă în Parlament undeva în anul următor, în timp ce practica curentă, cel puțin în state europene, este să vină într-un timp util, astfel încât să fie timp de dezbatere, să fie publicată, legea respectivă să fie publicată înainte de trecerea în nou an. Din punct de vedere al structurii proiectului de buget, sunt câteva lucruri care sară în evidență. Unul, faptul că este calculat la o creștere economică de 5,5%, ceea ce ar putea să ridice anumite semne de întrebare. Și ar ridica semne de întrebare de astfel. Într-adevăr, ținând cont de creșterea pe 2018 și de faptul că, cel puțin acum, pe plan internațional, dar sunt și anumite fenomene domestice, în care se pare că, cel puțin, economia se află într-un stadiu în care mai degrabă își reduce creșterea. Trebuie să punctăm aici că am avut instituții europene și chiar Comisia Europeană care a subliniat faptul că România nu ar putea depăși o creștere de 3,8%. Adică o diferență aproape de 2%, ceea ce pentru un buget național e foarte mult. 3,8 am avut și în anul trecut. Pe de altă parte, motivele de bucurie ar putea fi, de exemplu, impulsul pe care poate fi dat, de exemplu, de absorpția unor fonduri europene. Totodată, întâmplarea face că ne situăm în Europa de Est și evenimentele, cel puțin în plan economic în ultimii ani, au fost îmbucurătoare, în sensul că este regiunea din Uniunea Europeană care se beneficiază de cea mai mare creștere. Dar semnul de întrebare rămâne. Pe ce e bazată această creștere? Vă rog, domnule. Economică, pentru că e o creștere bazată pe consum. Nu, e o creștere bazată pe investiții, pe producție, care ar fi un lucru normal și un lucru de așteptat. Noi, imaginați-vă că guvernul PSD ALDE au dat câteva ordonanțe fiscale, a făcut câteva modificări pentru a prezenta cum o să arate bugetul României, adică câți bani vor încasa. Și vorbesc aici și de acea ordonanță, taxa pe lăcomie, care vedem că același ministru care a dat ordonanța vine și spune, domnule, o să o modificăm, nu va fi la fel. Adică după ce trece bugetul făcut pe niște previziuni clare, guvernul trebuie să știe câți bani are, pe câți bani se poate baza și cât poate să cheltuie. Au venit și au arătat, domnule, putem să cheltuim atâția bani, 1000 de miliarde, da? Și în acești bani noi venim taxa pe lăcomie 2%, ai atât. Acum vin și modifică toate acele ordonanțe și modificări fiscale și nu mai au aceleași venituri. Ce se întâmplă? Când nu ai veniturile care le-ai prognozat, trebuie să te împrumuți. Iarăși România va ajunge să se împrumute. Anul trecut, la un moment dat, ne împrumutam cu 850 de euro pe secundă. Pe secundă. Și din păcate secundele în legislativ purg la fel de repede ca și secundele în viața de zi cu zi. Exact, exact. Și atunci vedem cât de deficitar e bugetul propus de PSD ALDE și felul în care guvernanții noștri consideră că trebuie condus această țară și trebuie împărțit bugetul țării. Pentru că în loc să se concentreze, de exemplu, astăzi să vorbim de educație. Sau în 2018 s-a hotărât să se aloce pentru educație undeva la 8%, dacă mă amintesc corect. Mm-hmm. Anul acesta alocă doar 6%. Pentru apărare, noi ne-am asumat în fața partenerilor europeni și ne-am asumat că o să venim cu 2% din PIB, da? Avem 1,7%. Adică tu, ca țară care ai pretenții să fii tratat egal și vrei să fii o țară europeană care poți să, cu care, nu știu, poți să ieși în față, poți să ai un punct de vedere, trebuie să te ții de ce ai promis. Adică dacă ai zis 2% pentru apărare, 2%, nu 1,7%. Dacă ai spus 8% pentru educație, 8%. Și se lasă cele mai importante sectoare. Vin și îți spun, au grafică, da, crește bugetul cu 60% pe o instituție sau pe alta, dar realitatea, o să vedeți,
când se va aplica acest buget și când va intra în efect, să vedeți cât e de deficitar. Domnule deputat, trebuie să reamintim celor care ne urmăresc că, de altfel, până astăzi, în data de 11 februarie, funcționăm pe baza bugetului a 12-a parte din bugetul de anul trecut. Buget care era corelat cu realitățile de anul trecut, însemnând neavând atunci o creștere a salariilor, neavând o creștere a alocațiilor, erau realitățile anului 2018. Noi încă funcționăm pe bugetul de anul trecut și venim cu un buget care taie destul de mult și de la autoritățile publice locale. E un subiect la care o să revin mai mult în a doua parte a emisiunii. Până atunci, avem promisiuni făcute de către președintele Parlamentului care a elaborat începarea acest buget, care nu sunt în concordanță cu realitățile și necesitățile țării. Am avut acea încăpățânare de a aduce amendament pentru a aloca bani pentru vitamina D, în condițiile în care noi, ca situare geografică, nu avem nici pe departe nevoie de o vitamina D, pentru că suntem destul de supuși la soare. Tăiat finanțe de la serviciile române, înseamnă serviciul de informații român, serviciul de informații externe și așa mai departe. E foarte atrăgătoare pentru electorat ideea de a tăia banii serviciilor, fiindcă toată lumea în România urăște serviciile. Știți trebuie ce... să o spunem pe nume. Da, vii să-i dai vitaminei D de care oricum nu ai nevoie și oricum era gratis până acum pentru copii? Știți o idee mai atrăgătoare pentru români? Tăierea pensiilor speciale, un proiect pentru care Partidul Mișcare Populară luptă, care a trecut de Senat săptămâna trecută. Acest proiect, această idee este mai atrăgătoare. Nu, asta vreau să zic. Să vii cu o scuză, eu așa o văd ca o scuză. Liviu Dragnea vine și spune, domnule, luăm de la servicii, dăm la copii. În regulă. Vitamina D, am văzut mulți specialiști în domeniu, spuneau că nu toată lumea are nevoie de vitamina D. Nu poți să o dai fiecărui copil. Ori trebuie unul, ori are nevoie, ori are nevoie, trebuie să-i dai vitamina D. Dragoste cu forța. Da. Deci, și încă o dată, nu știu, s-a făcut un studiu câți copii în România au nevoie de vitamina D. Am înțeles că deja este un program de suplimentare a acestor părți din tot ce înseamnă vitamina D, vitamina C, ce se dau deja copiilor în școli și în cabinetele medicale școlare. Am înțeles că deja este un program finanțat de stat. Da. A venit doamna ministru Sorina Pintea să ne spune, domnule, copilașii noștri din România, pe un studiu făcut, au nevoie de vitamina D în procent de... Nu poți să te hotărăști tu, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și președintele PSD, să hotărăști, domnule, de azi înainte, dăm la toată lumea vitamina D. Mâine ne oprim, le dăm vitamina C. Lucrurile nu se fac așa, nu așa conduce o țară. O țară trebuie condusă după nevoile și necesitățile care sunt reale. Domnule Bildar, dumneavoastră ați spus mai alb la față. Da, mă gândeam la comparația făcută mai devreme cu pensiile speciale, pentru că inclusiv astăzi a fost o ieșire din partea unui sindicat, dacă nu mă înșel, în care a făcut o comparație, de exemplu, cu faptul că bugetul pentru pensii speciale la nivelul Parlamentului se ridică undeva la echivalentul a vreo 500.000 de alocații. Ceea ce ridică multe semne de întrebare cât de bine structurat e bugetul pe nevoile reale. Și se pot face și alte comparații. Faptul că inclusiv bugetul pentru care va reveni celui mai mare parte din România este mai mare, de exemplu, decât bugetul Direcției Naționale Anticorupție. Sunt multe semne de întrebare și multe nelămuriri pentru care este nevoie de un răspuns clar în privința modului în care a fost făcut bugetul, cine sunt adevărații beneficiari ai acestui proiect și vom vedea inclusiv modul în care acesta va trece. Ați vorbit de banii pentru partide, avem în acest an, într-adevăr, prevăzut în buget un cuantum de peste 100 milioane euro pentru partidele parlamentare. Revenim puțin la pensiile speciale. Domnule deputat, a fost, într-adevăr, aprobat în ședința de miercuri. A trecut tacit, aprobare tacită, adică fără supunere la vot. Credeți că va fi votat și în plenul Camerei Deputaților? Eu sper să fie votat. Noi, Partidul Mișcare Populară, avem o întreagă istorie de a lupta împotriva acestor pensii speciale. Ați avut chiar și o campanie de strângere de semnături. Da, și încă avem această campanie. Anul trecut, de exemplu, când s-a hotărât să se dea acele pensii speciale pentru primari, pentru viceprimari, pentru președinți de Consiliul Județean, pentru vicepreședinți de Consiliul Județean. Noi, cei din Mișcarea Populară, împreună cu USR,
și cred că 2 sau 3 deputați neafiliați am contestat la Curtea Constituțională acea lege și am reușit blocarea pensiilor speciale pentru categoriile enumerate. Vă dați seama, erau 58.000 de pensionari care de la 1 ianuarie 2019 intrau cu pensii speciale. Asta e un câștig extraordinar de mare pentru România, pentru români. Și mă bucur nespus de mult că am reușit să facem acel lucru și îmi doresc foarte mult să reușim să anulăm toate pensiile speciale. Noi considerăm că pensiile speciale sunt un furt, un furt din banul public. Nimeni nu merită pensii speciale în afară de veterani de război și văduvele veteranilor de război. Toți cei care au contribuit la sistemul de pensii național merită să-și primească pensiile pe baza contributivității. Ai contribuit, ai muncit, îți primești pensia. Nu ai cum să primești o pensie specială pentru 4 ani de mandat. Îmi zicea un coleg de la Bistrița, îmi spunea, ți-ai pus toți primarii în cap din județ, acum trebuie să mai pui și senator și deputat. Zic, băi, în regulă. Dacă... Să înțeleg că aceste pensii speciale sunt foarte dorite de categoriile enumerate anterior. Într-adevăr, într-adevăr sunt dorite pentru că au fost și câteva, mai ales la primarii, au fost câteva probleme cu salarizarea, având salariul minim pe economie, acum s-au mai crescut salariile, dar sunt dorite. Cine nu vrea mai mulți bani? Da. Dar nu sunt responsabili. Deci trebuie să fie și polițieni responsabili. Oameni care spun lucrurilor pe nume. Noi, Partidul Mișcarea Populară, am hotărât. Dom'le, avem câteva proiecte importante pentru care merită să luptăm și pentru care ne zbatem. Unul dintre aceste proiecte este anularea pensiilor speciale. Avem alegerea primarilor în două tururi. Avem iarăși un proiect de suflet al nostru, unirea cu Republica Moldova, care e proiectul nostru de țară. Sunt câteva proiecte pentru care noi luptăm. Dar se concretizează, cred că, pas cu pas fiecare la momentul oportun și îmi doresc din suflet să treacă proiectul cu anularea pensiilor speciale de Camera Deputaților, pentru că sunt mulți parlamentari tineri, are și șanse să treacă. Pentru că te gândești mai puțin la pensie când ești tânăr. Te gândești mai puțin la pensie, dar ai și, neavând foarte multă experiență politică și neavând foarte multă uzură politică, ai și mai mult, zic eu, bun simț sau ai mai multă responsabilitate. Te gândești, băi, ies în stradă, sau așa trebuie să gândească, ies în stradă, mă înjură lumea. Nu-i corect. Un om, vă dau exemplu, mama mea. Mama mea a muncit ca și manicuristă, pedicuristă, coafeză și după 36 de ani de muncă are pensie 650 de lei. 36 de ani de muncă. E o mare lacună deci undeva. Eu v-am dat un exemplu personal pe care îl cunosc și sunt milioane de pensionari care iau pensie sub 1000 de lei și sunt câteva mii de persoane care beneficiază de aceste pensii nesimțite pe care nu le merită. E o mare lacună în sistemul de asigurare a sănătății naționale și sistemul de pensii naționale în primul rând. Avem totuși o poftă a guvernanților pentru pilonul 2 de pensii, care s-a mai ameliorat în ultima perioadă, dar sunt convins că se va reveni la pofta privind pilonul 2 de pensii, fiindcă e un sac destul de mare cu bani. Domnule Bildaru, un alt aspect foarte important din bugetul pe 2019 este tăierea drastică a banilor de la Ministerul Energiei. Acolo avem un cuantum de peste 352 de milioane care au fost retrași. Având o situație destul de precară a industriei energetice naționale, și mă refer aici în primul caz la porțile de fer care urmează a se demola încet încet, pornind de la presupoziția că nu au o adaptare tehnologică la realizarea anului 2019 și nu au avut investiții majore în ultima perioadă. E un risc public tăierea banilor de la Ministerul Energiei. Este un risc, dar trebuie, mă rog, precizat, pentru că sunt și alte obiective de interes în domeniul energiei. Mai avem o serie de, știm, a fost un scandal recent cu privire la situația câtorva termocentrale. Este drept că există și aici riscul de poluare și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să te asiguri că furnizezi energie, că este la un preț că este la un preț accesibil și că ai o soluție pe termen lung pentru a înlocui cu ceva proiectele în care nu mai ai încredere, ca nu mai ai încredere ca stat sau ca investitor. Și aici apare problema bugetului, pentru că în momentul în care îl scazi, automat se reduce
din capitalul pe care îl ai la dispoziție pentru a putea investi în retehnologizare, pentru a putea investi în noi proiecte și pentru a extinde rețeaua pe care o ai în acest moment. Au fost de exemplu noi cel puțin am discutat acum ca energie, ne-am referit în principal la energie electrică, dar merită precizat, de exemplu, că unul dintre factorii care duc inflația către inflația mai sus și care contribuie la ridicarea sa în ultimii ani a fost tocmai componenta de energie. De exemplu, rolul... Componenta de energie care a fost supusă și ea taxei pe locomie a ordonanței 114. Exact. Și încă nu și-a revenit. Numai dacă ne uităm, de exemplu, la cât înseamnă gaze naturale în ceea ce este calculat la nivel de economiști în inflație. Este undeva la 16%. Este o creștere importantă și se resimte în buzunarele tuturor. Și mai ales în situația utilizatorilor celor mai vulnerabili. Domnule deputat, revenind puțin la ordonanța 114, că tot a ajuns în discuție, vorbeați dumneavoastră mai devreme că au venit ministrul Teodorovici cu propuneri de modificări. Cum vedeți dumneavoastră situația în care același ministru vine cu o ordonanță la care a spus că a muncit împreună cu vestitul consilier special Vâlcov a doamnei prim-ministru, au muncit cot la cot și iată că și-a luat seama că nu e chiar atât de realist cum părea în prima vedere. Confirmă ce am spus la începutul emisiunii. Au prezentat românilor un buget ireal. Un buget irealizabil. Adică niciodată guvernul României nu o să poată să strângă acei bani pe care și-au propus să-i strângă. Și atunci și-au dat seama, nu și-au dat seama cum. Ei știau că această modificare, această ordonanță nu e bună, nu e sănătoasă. Nu e sănătoasă pentru mediul privat. Să nu uităm că mediul privat este baza economiei românești. Mediul privat susține România. Dacă nu ai oameni de afaceri care să plătească taxe după angajați, impozite la stat, care să plătească impozit pe profit, care să aducă bani la bugetul național, local, de unde plătești celelalte lucruri? Deci, PSD a uitat că, de fapt, mediul privat trebuie prioritizat și trebuie protejat și chiar susținut. Când ajungem la mediul privat, putem să vorbim și de concurența neloială pe piața forței de muncă care o face statul privatului. Am nenumărate exemple. Dacă vrei să angajezi în privat, am prieteni foarte mulți care au companii, eu sunt un om care vine din privat. Și îmi spunea, domnule, nu găsești oameni, nu vor să vină să muncească pentru că toată lumea așteaptă un loc de muncă la stat. E oarecum de înțeles. Și atunci această ordonanță, această lege care au dat-o ei, ordonanțele de guvern după ce trec de parlament sunt legi, dar intră în efect chiar atunci când au fost date, încă nici nu-i înțeleasă, nici nu-i percepută. Vorbeam astăzi cu un bancher, un amic de-al meu, și îmi spunea că, domnule, avem speranță că o să vină domnul ministru și să facă modificările necesare. Deci ei știau că nu poate fi aplicată, dar au vrut să arate că pot să susțină bugetul și că bugetul, de fapt, poate fi susținut de economia României. Cu alte cuvinte, cum e vestită deja replică în plenul Parlamentului, de ce au dat ordonanța? Pentru că pot. Da, și o altă minciună la celelalte multe alte minciuni. Domnule Bildaru, propun ca după o scurtă pauză de publicitate să intrăm mai în detaliu și să vedem de ce au ajuns oare a fi sancționați anumite direcții și mă refer aici la parchetul general, mă refer la Direcția Națională Anticorupție și așa mai departe. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva clipe.